Hei călători, bine v-am regăsit la un nou episod al Călătoriilor cu Gust. Astăzi vă invit să călătorim un pic mai deosebit. De ce mai deosebit? Pentru că vom călători împreună cu Moldova pe jos, și anume cu Andrei Sprâncean, ghid de turism. O salutare, Andrei, îți mulțumesc pentru această invitație și aș vrea din start să ne spui nouă și mie și celor care iată ne urmăresc în aceste momente, în ce punct suntem, ce urmează să facem astăzi și pe ce traseu o să bătătorim și o să călătorim. Da, mersi mult. O curiozitate interesantă că satul Vâlcineț e menționat în 1457 și în 1457 e născut dormitorul Ștefan cel Mare. Deci nimic nu este întâmplător pe acest pământ. Posibil, da. O să vizităm izvorul Ștefan cel Mare, o să vizităm după aceea Temeliuțul, Plaiul Fagului și izvorul râului Bâc, se mai numește Cepul Bâcului. La fel ca cu Tuzul, am rămas de prima dată când am fost 15 ani în urmă în Călăraș, la fel am fost frapat de frumusețea colinilor raionului Călăraș și deci mergem spre izvorul Ștefan cel Mare, nu e departe, cred că vreo 15 minute în deal de la vinăria satului Vâlcineț. Așadar, de la vinăria satului Vâlcineț spre deal la izvorul Ștefan cel Mare. Apropo, să știți că Andrei Sprâncean, de pe lângă faptul că este un temerar înrăit și un iubitor al călătoriilor pe jos, mai cu seamă, este și un, dacă tot vorbim Andrei de spălătoare, este și un izvor mesecat al legendelor și istoriilor afirmilor pe care merge și îl explorează. Așa că ne așteaptă un episod destul de interesant. Da, hai și apropo, pot să vă spun despre colini, deoarece suntem la coline. Aici sunt aproape toate piscurile de aluri în apropiere, indiferent că suntem la o intersecție de raionul Nisporeni, raionul Strășeni și raionul Călăraș. De pe un pisc aproape se pot să văd acelalte piscuri ca înălțimi. Este, se vede în spate dealul Bălănești, așa, care are altitudine de 430 metri deasupra nivelului mării. Și iată unde privim dealul acela, partea dreaptă. Ultimul deal, acela se numește dealul Laschit, se află pe teritoriul rezervației Plaiul Fagului și are o altitudine de 415 metri. Nu departe este, bine, la Nisporeni deja de ce nu se vede, dar este și a șaselea punct de înălțime. De la Vâlcineț este dealul, așa numit dealul Hâlboc. Undeva a șaselea, a șaptelea ca înălțime, 375 metri deasupra nivelului mării. Deci, într-adevăr, suntem aici, așa, mai aproape de văzduhuri. Așa că ne așteaptă o zi plină de legende. Haideți să mergem la izvorul lui Ștefan cel Mare. Mergem! Aici am ajuns la izvorul lui Ștefan cel Mare, da? Da, corect. Și iată, dacă nu greșesc, este interesant, era indicat fondarea, da, iată, 1436. Adică izvorul e cunoscut, e menționat încă mai vechi decât e menționat însăși satul, deoarece de la izvorul ăsta s-aprovizionau mai multe sate. Cândva avea un debit mare și mai multe sate din preajmă și după coline s-aprovizionau de la izvorul ăsta, care îl considerau într-adevăr un izvor cu apă bună. Și de ce este izvorul Ștefan cel Mare? Fiindcă era un izvor cunoscut, vedeți cum 1436, Ștefan cel Mare evident că nu putea să descopere izvorul acesta, că s-a menționat înainte de el să însăși se naște. Dar fiindcă la noi Ștefan cel Mare e o personalitate notorie, o personalitate așa încărcată și... Și acest meleag, unde da, nu te întorci, da, este pasul lui Ștefan cel Mare. Da, apropo, mai târziu să vă dau citire o poezie care, cum se zice, nimic nu se întâmplă întâmplător. Eu când am auzit prima dată din izvorul Ștefan cel Mare, căutam ceva informații despre Ștefan cel Mare și am dat din întâmplare de o poezie foarte faină și azi o să dau citire acestei poezii, dacă îmi permiți. Da, te rog chiar. Da, acesta este izvorul Ștefan cel Mare și eu sunt foarte mândru că eu știam de vreo 3 stejari din Moldova Ștefan cel Mare și nu știam până în 2 ani în urmă că avem și izvor care poate denumirea izvorul Ștefan cel Mare. Ok,
Andrei, după cum am spus, Andrei este un izvor nesecat al legendelor, așa că și în acest loc, la izvorul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Andrei are o legendă, pentru că el cunoaște dedesubturile acestui loc. Haide, spune-ne legenda izvorului. Da, o mică introducere. Eu cred că, ca să rămână urmașilor niște locuri importante pentru Moldova, la noi avem foarte mult poduri turcești, așa numite. Locul ăsta cândva poate avea alte denumire, dar ca să rămâi ca pentru urmași, că aici a fost un loc ceva cu greutate istorică, l-a numit izvorul Ștefan cel Mare și i-a dat o mică legendă, potrivit căreia nu departe aici Ștefan cel Mare cu astea s-a poposit și inclusiv au fost trimiși câțiva persoane să aducă, erau mai multe izvoare pe preajmă, chiar într-adevăr încolo mai sunt vreo 5 izvoare și i-a adus pe domnitorului, da, adică din mai multe locuri apă și domnitorul zice că, uite, mie mi-a plăcut apa asta, de acolo aduceți pentru tătul astea, pentru cai și așa, apă de la izvorul acesta. Și din cauza legendii acestei, sau datorită acestui fapt, da, izvorul se numește izvorul Ștefan Vodă sau izvorul Ștefan cel Mare. Am înțeles. Ok, și că tot suntem aici într-un loc simbolic, aș spune, eu propun să recite acea poezie. Da, este interesant că înainte de a, cum spuneam anterior, înainte de a veni aici citind, a nimerit din întâmplare, foarte interesant, de o poezie. Eu tot sunt patriot, îmi plac poeziile patriotice și asta, într-adevăr, e o poezie așa... substanță și care te reprezintă. Da. Okay. Poate nu mă reprezintă, dar într-adevăr e cu substanță și anume despre ideea cum la noi tot în Moldova, ce are istorie, e numit cu numele acesta Sfânt Ștefan cel Mare. Sunește pomenită ție Ștefane cel Mare. Zaci, sub această lespede rece, dar tu ești pretutindeni. În fiecare bruș de pământ, în bobul de grâu, în mei, de tămâie, în sabia frunzei, în piatra de râu, peste tot înflorești primăvara eternă, în inimi, în sălcii, în spic, în cicoare. Acu' e Dumbrava, al lui Ștefan cel Mare. Acu' e fântâna, al lui Ștefan cel Mare. Cine a dat pomilor umbră în cărare? Ștefan cel Mare. Turnul acum povârnit înspre apă, numele tău îl păstrează pe zid. Râul când sapă sub albii dezgroapă, pourul tău pictat cu fiecare blit. Acu' e cetatea, al lui Ștefan cel Mare. De aici a trecut Ștefan cel Mare. Aici a săpat o fântână și acolo pe brânz 7 izvoare. Tot ce în țară și om te îngână. Tu ești sângele bun al câmpiei. Tu ești piatra, tu ești izvorul, tu ești ochiul din munte, tu ești piatra și patra. Tu ești inima Moldovei bătrâne. Piatra, cerul, fierul, mormintele îți poartă săpate în palme cuvintele. De aceea, astăzi, când trecem un vat, când batem un drum, când urcăm o cărare, știm fiecare că pe aici, într-o zi, a trecut și Ștefan cel Mare. Bravo, Andrei! Deci, Seva se trage de la Ștefan cel Mare. Teleportez undeva prin alt. Eu mai am ca admirator a vinurilor, în genere tot ce se produce Moldova. Vedem și aici niște viță de vie. Ideea spuneam că nuanțele culorilor la frunză tot le asemă la anumite marcă de vinuri. Spuneam că cu o săptămână urmă culoarea frunzelor era un vin de Pinot Gris, dar acum, deja peste o săptămână, deja de culoarea coniacului, e mai spre rugicel.
Ioncoană, după content și am ajuns aici pe meleagurile Temeleuțului, aici unde poate fi simțită toamna jet by jet. Uitați-vă ce frunze! Mergem un pic mai încolo și o să vedem, sper să participăm la cules de poamă, măcar un strugure să rupem de pe aceste butuci. Haideți! Izabela, da? Și ce urmează să faceți din această poamă? De ca să o ducem. Unde să o ducem? Unde o primim? Și cât aveți aici? Cât poamă puteți ora să strângeți? Două toane, dacă așa. Vreo două toane, da? A, încărcați aici poamă, da? Și apoi asta în remorca cealaltă, da? Iată, în această remorcă este adunată poama Lidia, care în popor se mai cunoaște și sub denumirea de căpșună, cu un miros îmbătător. Apropo, acest soi de poamă nu necesită multă îngrijire, tocmai de asta în Uniunea Sovietică, practic pe toate meleagurile țării noastre putem întâlni acest tip de poamă. De obicei, din acești struguri, sau acești struguri mai bine zis, se duc la companiile de divin și se face tărie, care noi o cunoaștem și o savurăm din plin. Dar vă zic, un miros, vai, 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 aveam să calce. Un miros destul de frumos. Un gust la fel, deosebit. Mai ales pentru iubitorii de poamă. Așa că noi lăsăm gospodarii să-și facă treaba înainte, iar noi continuăm să călătorim cu gust. Izvorul râului Bâc. La izvorul la râului Bâc, legendar și care trece pe malurile căruia s-a fondat și orașul nostru minunat Chișinău. Haideți împreună să aflăm povestea acestui izvor. Deci, este o legendă clasică, standard, despre că pe pământ cândva existau oameni giganți. Și o fată a unor oameni giganți, într-o zi, plimbându-se prin pădure, au văzut un om simplu, cum noi suntem, scunți. Și ea s-a mirat, a fugit acasă, a fugit părinților, la care tatăl ei zice că, uite, noi, specia noastră, curând o dispară și cei care populează pământ o să fie așa tip de oameni, scunți. Ea s-a întors, s-a înfuriat, a vrut să facă omul cealaltă sau să scușe, să-l distrugă, dar pe loc nu l-a mai găsit și așa de tare a fost surprinsă de povestea dată, a început să plângă și de lacrimile ei s-a format acest izvor și inclusiv lacrimile s-a transformat într-un râu care a ajuns unul din boii acelui țăran și i-a fundat în apă. Da, imediat o să gustăm din lacrimile acestei gigant care a populat aceste meleaguri. Da. Și știți că mai există încă o legendă? Da, cum spuneam, pe mine îmi place să mă duc să vorbesc cu locatici, da, cu oamenii autohtoni și oamenii din sat, ei cunosc altă legendă. Ei zic, băi, băiatu, ce legendă povestești? Noi știm altă legendă. Nu știm legenda că băieții și fetele care sunt nemăritate vin aici să vrând apa asta, rămân în sat. Fetele sunt mărite, băieții sunt soară. Eu cred că nu e vina în apă, eu cred că vina e în frumusețea locului, a pădurii acestea, așa de mult impresionează că ori rămâi aici, ori foarte greu pleci de aici sau dacă pleci, numai cât vrei să mai revii, deoarece în jur ați văzut coline frumoase, ce păduri și... E adevărat, Andrei, dar eu cred că ambele sunt, hai să zic, au dreptul la viață, atât apa,
care cumva într-un fel sau altul predispune spre măritiș pentru fete și însurătoare pentru băieți, cât și aceste coline superbe și locul respectiv. Așa că, aici așa, o nota bine pentru toți care ne privesc. Nu mai mergeți să vă descântați, dezlegați cununia și să o legați înapoi, nu știu unde, nu știu cum. Veniți aici, la izvorul Bâcului, sau cum se mai zice, Cepul Bâcului. Cepul Bâcului, da, cine spune. Sorbiți din această minunată apă, din lacrimile fetei gigant și o să vă însurați, o să vă măritați, o să faceți copii și toate alea. Da, da, de acord. Acum recunoaște, de câte ori ai băut de aici? Eu de mult, de câte ori vin pe aici, dar vin 2-3 ori pe an. Și te-ai însurat? Nu. Bun, am, eu trebuie să beau. Nu, pur și simplu, eu foarte des beau și cred că deja efectul nu mai e. Am anti... efect advers. Nu, am anticorp sau la... trebuie să dispară anticorpi, tot e la mod acum cu anticorpi, cu vaccin. Haideți să gustăm din această apă a izvorului Bâc. Și... în următoarele episoade vă vedea, însurat, neînsurat, bogat, nevogat, gigant, negigant. Așa că, eu cred că cu mâna o să... Așa. A, ce rece și bună! Foarte bună! Nu, apa e foarte bună! Foarte bună! Așa, încă o... E bună! Probabil localnicii nu au zis cât trebuie să bei din apa respectivă. Da, posibil să... este oarecare măsură. Da, așa că trebuie de văzut și de cercetat zona cantitatea, și cantitatea. Da, păi, da. Apropo, tu spuneai că ăsta este izvorul nou cumva, da, dar un pic nou. Mai este încolo izvorul, este izvorul... Da, este izvorul nou, sunt ceva fântâni făcute care prin cezi e dușa chiar în sat. Dar da, este izvorul... imediat, apropo, dacă veniți aici, puteți face și un picnic. Iată, sunt aranjate și mese, două mese destul de faine. Și puteți, între timp, și să vedeți Marele Eminescu. Haideți la izvorul vechi. Aici ar fi, da? Da, aici ar fi. Izvorul de începerea râului, acela deja e un fel de izvor care e consumat. Eu nu știu că e asta atât de consumat, dar aici e izvorul inițial cu viitorul începerea. Ok. E cam greu de accesat. E greu de accesat, dar e bine. Asta doar de sau... Am. În vale, dacă există, sigur și băi, calcar foarte, foarte soresc. Acum, dacă 5 minute să avem, o să arăt și... Păi, propun să mergem și acolo în vale, ca să vedem și priveliștea calcaroasă, da? Da, da, da. A zonei. Se vede, da? Da. Din izvorul ăla nou, da. Izvorul Bucule. Și dacă nu funcționează chestia asta consurătoarea, eu zic că să încerc și din izvorul ăsta de unde totul a început. Totul. Poate de aici aveau în vedere localnicii. Haideți să... Da. Mult spor! Dar să știți că este mai rece apa de aici decât de dincolo. Are un alt gust. Deci din două, una va fi ceva. Trebuie să funcționeze. Am
rămas cumva perplex unde am nimerit noi aici de la izvorul sau bâcului. Iată, am avansat cumva aici pe meleagul sau ținutul Temeliuțului și unde am ajuns, pentru că vedeam cumva, suntem parcă teleportați în timp, teleportați în așa ca în filmele science fiction. Da, pe un tărâm abatmelor, spun așa, deoarece da. Chiar spun la turiști să nu se lenevească dacă ajung la izvorul Bâcului, că izvorul Bâcului, apropo, intră, este la marginea rezervației științifice Ploaie Fagului. Noi toți suntem teritoriu acum rezervație științifice Ploaie Fagului și deci ne-am oprit aici. Am vrut să spun că după statut Ploaie Fagului e o rezervație așa de conservare, într-un fel, în care omul nu trebuie să se implice. Adică dacă o specie de animal predomină altă specie, omul nu trebuie să se implice. Tot aceeași, dacă a căzut un copac, un fag, el trebuie lăsat așa să descompui natural. Avem aici, da? Da, e cum aici e foarte demonstrativ, se vede copacul ăsta are 200 de ani sau 100 de când au căzut și el așa e de putre că pui degetul da, și imediat se descompui. Tot frumos cum el a căzut, real sunt lăsat în așa, de băgăunile astea, că natura să-l ia înapoi, cum să spune, să-l naște. Da, și aici suntem încă raionul Călăraș, deoarece câteva procente, nu țin minte, 2% sau 1% din Ploaia Fagului se află pe teritoriul încă raionului Călăraș, 90 ceva procente ungheni și câteva procente raionul Nisporeni. Adică am înțeles, da. Eu aș spune așa, că în Ploaia Fagului sunt inscripții intrare interzisă, chiar vă zic de ce, că chiar și-o ghidul domnul Petru a spus că arealul e foarte mare și a avut un turist care 3 ani, 3 zile pe aici s-a pierdut. Da, arealul e mare și... Ok. Da, și sunt foarte... Ce spunem că partea într-o altă zonă cu teleportat 200 de ani, nu numai că sunt copacii ăștia așa care îi putrez, care vă găune astea adânci, dar sunt și niște plante, ca chiar cum sunt plantele astea, da? Care sunt, da, care sunt foarte, foarte rare întâlnite. Și nu știu chestii rare, îmi întâlnești dacă vizitez Ploaie Fagului. Eu am chiar o denumire, nu știu cum se numește, dar ele se aseamnă, ele fac parte din specie Equisetophyte. Trebuie chiar citesc că e foarte greu. Equisetophyte, da. Așa că dacă ajungeți la izvorul râului Bâc, nu vă leneviți. Da, mai aveți câțiva metri. Coborâți la vale 10 minute și o să vedeți așa văgăuni frumoase unde se vede rădăcinile copacilor. Prieteni, acum și o să vă arăt ceva extraordinar. Așa, lăsăm asta așa un pic, avansăm aici. Când veți veni pe aceste locuri, trebuie să fiți echipați corespunzător. Atât trebuie să aveți încălțări foarte bune, pentru că este foarte abrupt și lunică de fiecare dată. Haideți să vă arăt chiar acum ce am găsit. Trebuie să fiți echipați corespunzător. Bun, Adidas și mei nu sunt top. Eu potriv. Dar încercăm să ajungem aici sus la rădăcinile acestui minunat fag. Așa că haideți. Iată. Numai nu strica creația. Creația. Să mai margi. Deci ce frumusețe. O frumusețe rară. O frumusețe care te lasă fără cuvinte și cu siguranță după ce explorați aceste locuri, această zonă care nu este atât de departe de capitală sau din alt punct al Republicii Moldova, veți rămâne impresionați de tot ceea ce creează mama natură. A creat, iată, bravo Andrei, a creat mama natură. Așa că veniți și savurați.
într-o frumoasă, cam cât durează acest traseu, în cazul în care cei care iată, ne-au urmărit în acest episod vor să exploreze alături de tine. Uite, ultima dată când am făcut, e lung să vii de la Băcinețe, zborul Ștefan cel Mare, până aici, ar fi vreo 23-25 km. Okay. Dar e ok să vii cu mașina, ai văzut zborul Ștefan cel Mare, ai urcat în mașină, ai venit cu mașina la Temeliuță, ai lăsat la primul iaz care formează râul Bec, unde și rezervația peisagistică Temeliuță, poți acolo să-l ieși automobilul și să faci un traseu în conjurul satului și pe vârful de deal. Cobori la izvor, te întorci un cerc. Un cerc, da, te întorci înapoi prin sat, în care în sat vezi sunt foarte multe porți sculptate în lemn foarte pitorești, vezi tot ce are frumos satul, te întorci la automobil, 17-17,5 km. Am înțeles. Deci în jur de 20 de kilometri, lejer, poți să vii și să explorezi. 3-4 ori, 4 ore maxim, dacă îți faci și un popas. Dacă faci un popas, vă mai luați în rucsac niște merinde, pentru că așa, e așa de bine unui călător, mai ales cu gust, să aibă în rucsac câteva... Dacă nu, cum așa ai văzut, chiar dacă nu-și e de acasă... Da, sunt struguri. Da, sunt struguri. Acum am văzut cum cu oamenii gospodarii culeg. Da. Am înțeles. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest traseu. Este unul minunat și care merită a fi explorat și imediat ce urmăritorii mei vizionează acest episod, cu siguranță te vor contacta și veți porni la drum pe jos, așa, bătătorii în Moldova. Sper, deoarece pe mine asta chestia dată, prezentarea traseilor turistice, nu mă istovește, nu mă plictisesc de asta, chiar sunt singur cu tot uimit de mine, zic, bă, îți vii într-un timp, un an, în care deja asta să mă plictisească. Nu, cum ajung în păduri, cum așa, iar am stimul, îmi place. Trăiești prin asta. Da. Îți mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit, nu uitați să dați like la pagina de Facebook alaturicugus.com, la pagina de Instagram și să urmăriți și canalul meu de YouTube Călătorii cu gust, în schimb, și Moldova pe jos, da. Mai bine.